Victorii nenumărate obținute de sportivii de la Clubul Sportiv Municipal Drobeta, secțiunea Lupte Libere. Popescu Silvian a obținut titlul de campioană balcanică la categoria U17 în cadrul campionatului balcanic 2023. Antrenoarea de lupte, Elena Mijache, formează campioni pe bandă rulantă. Popescu Silviana a urcat pe podiumul din Grecia cu aurul la gât. Sportiva antrenată de Elena Mijache, antrenoare de lupte libere la CSM Drobeta, a obținut locul întâi la campionatul balcanic de lupte categoria U17. Toate acestea au fost posibile datorită unui primar implicat și devotat sportului românesc. Edilul orașului Marius Creciu a susținut secția de lupte libere din totdeauna. În acest weekend a fost campionatul balcanic în Grecia, Sere. Am avut o reprezentantă a Clubului Sportiv Municipal, Popescu Silviana, care a obținut locul întâi și campionatul balcanic, fiind campioana noastră balcanică de la Drobeta Turnul Severin. N-am fi reușit această deplasare și costurile ei și am fost susținuți și sponsorizați de către directorul general de la Nitella Impex. Pe această cale doresc să-i mulțumesc. Noi suntem o echipă destul de mare a secției de lupte și avem un sprijin necondiționat și prin domnul primar Marius Creciu și vreau să spun că ușor-ușor atingem targetul de performanță și obiectivele pe care ni le-am propus pentru acest sport. Tatăl sportivei este emoționat și foarte mândru că are o fiică ambițioasă, curajoasă și luptătoare în adevăratul sens al cuvântului. Ce vă face să simțiți reușita fiicei dumneavoastră? Mă simt mândru de ea, de că rezultatele care le-a obținut, totuși s-a rezultat datorită domnului general de la Nitella Impex RL și doamnei maestre care e alături de ea la fiecare concurs. De asemenea, luptătoarele Petri Sara și porcarul Ionela au obținut locul al doilea la memorialul Vlad Marcel, o competiție amicală ce s-a desfășurat la Craiova. Tot în acest weekend am avut participanți și la memorialul Vlad Marcel de la Craiova și am obținut două medalii. Ambele luptătoare s-au antrenat din greu și au dat tot ce au avut mai bun pentru această competiție. A fost un concurs destul de ușor, mi s-a părut, pentru că a fost un amical. Am obținut locul 2 și am făcut categoria 52 de kilograme. A fost minunat și mi-a plăcut cât de bine m-am luptat. Am câștigat 3 meciuri și unul l-a pierdut, din păcate. Dar am reușit să câștig locul 2 și asta m-a bucurat foarte mult. Cât de mult ai pregătit pentru asta? Foarte mult. Sportivii de la CSM Drobeta au sărbătorit atât victoriile aduse de colegele lor acasă, cât și ziua de naștere a lui Luigi, un tânăr ambițios cu mult potențial și multiple victorii. Vreau să-ți urez la mulți ani pe această cale și să te întreb, să te rog de fapt să-mi spui mai multe despre reușitele tale de când te-ai apucat de acest sport de lupte. Mulțumesc pentru urări și e o carieră foarte frumoasă și îmi place. De cât timp practici acest sport? 5 ani jumate, cam așa. Să spunem despre rezultatele pe care le-ai obținut. Am înțeles de la doamna maestră că ai avut mai multe rezultate la campionatele naționale. Da. Unele mai bune, altele mai puțin bune, dar sunt mândru așa cum. Spune-mi despre unul dintre ele. Concursul de pe plajă la care am luat locul 2 pe țară și cam astea sunt cele mai importante deocamdată. Nu te oprești aici? Nu. Fosta luptătoare, acum antrenoare la Clubul Sportiv Municipal Drobeta, Elena Mișache, s-a dedicat întotdeauna acestui sport și instruirii sportivilor, făcând posibilă pentru ei obținerea anumitor rezultate.